Icoana Maicii Domnului Trei Bucurii. În secolul al XIX-lea, un pictor evlavios a adus cu el din Italia o copie a icoanei Sfânta Familie și a lăsat-o la Moscova, la ruda sa, preotul Bisericii Sfânta Trăime, de pe strada Pokrovka. La puțin timp, el s-a întors în străinătate unde a și murit. Primind vești despre ruda sa decedată, preotul a donat icoana bisericii sale și a așezat-o deasupra intrării în biserică. După 40 de ani, o nobilă rusoaică a avut mai multe necazuri unul după celălalt, într-o perioadă de timp relativ scurtă. Soțul ei a fost defăimat și exilat, averea a fost confiscată, iar unicul ei fiu a fost luat prizonier de război. Cu durere, femeia s-a rugat Maicii Domnului ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce se aflau în suferințe. Odată ea a auzit în vis o voce care a îndemnat-o să găsească icoana Sfintei Familii și să se roage înaintea ei. După lungi căutări în mai multe biserici din Moscova, femeia a găsit icoana la intrarea Bisericii Sfânta Trăime din Pokrovka. Rugându-se înaintea ei, femeia a primit îndată trei vești de bucurie. Soțul ei a fost reabilitat, fiul ei a fost eliberat și averea ei a fost returnată. Din acest motiv, icoana a fost numită Trei Bucurii. Chiar și în timpurile noastre, icoana nu încetează să săvârșească minuni. Ea este mijlocitoare pentru cei ce sunt departe de familiile lor, pentru cei ce și-au pierdut drepturile asupra proprietăților lor și mult ajutătoare și protectoare a familiilor aflate în nevoi. Icoana Maicii Domnului Trei Bucurii este o icoană rară, în care Maica Domnului și Pruncul Iisus sunt însoțiți de dreptul Iosif și Sfântul Ioan Teologul. În reprezentările rusești mai târziu ale icoanei, au fost adăugați pe margine și alți sfinți. Raritatea constă și în faptul că, de regulă, dreptul Iosif nu apare în icoane alături de Maica Domnului, fiindcă nu a fost soțul, ci ocrotitorul pururea Fecioarei Maria. Icoana Maicii Domnului Trei Bucurii este prăznuită pe 26 decembrie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!